Da. Este o chestiune în care noi considerăm că autoritatea electorală permanentă s-a comportat abuziv cu noi. Mailul la care vă referiți vizează donațiile online către USR și candidații USR. Prin mecanismul de donații online au fost identificați foarte clar donatorii, pentru că mecanismul s-a făcut printr-un procesator de plăți. Fiecare tranzacție este identificată cu un cod, iar operatorul de plăți știe despre persoana care a donat toate datele de identificare, nume, cont bancar, adresă, orice. Deci totul este absolut transparent. În plus, a existat în mecanismul acesta pentru că mecanismul a avut mai multe etape, oamenii se înscriau pe site, la un moment dat își scanau cartea de identitate, din nou o procedură legală. Exista și un mesaj de confirmare a faptului, deși ce confirmare mai mare decât să transferi banii din contul tău în contul altcuiva, dar exista și un mesaj de confirmare din partea acestor donatori. Autoritatea electorală permanentă, în discuțiile cu mandatarii noștri financiari, a spus că, în plus față de toate aceste elemente, trebuie să existe și un document semnat holograf de oamenii care au donat. Și atunci noi am fost în situația de a aștepta litigiul care urmează pentru a dovedi că acest act nu este necesar. Caz în care nu am fi primit cei 230.000 de lei pe care noi i-am primit în campania electorală de la aproximativ 1.400 de oameni, deci am fi avut 230.000 de lei pe care să-i recuperăm peste 2 ani după litigiu, sau să încercăm în mare grabă să contactăm toți acești 1.400 de oameni și să le cerem să ne dea o declarație semnată de ei, cum că într-adevăr au donat, ceea ce se putea vedea și pe... Și...